Bună ziua! Suntem nevoiți să organizăm această conferință deoarece în ultimele zile constatăm o situație ambiguă. Criza energetică se agravează, iar autoritățile emit unele decizii inexplicabile. Am așteptat o zi, în speranța că prim-ministrul țării, împreună cu ministrul infrastructurii, vor oferi explicații la întrebările pertinente ale cetățenilor. Dar nu a fost să fie. Constatăm că începând cu 1 noiembrie, regiunea din stânga Nistrului va primi 40% din tot gazul care ne-l oferă Gazprom. Iar această decizie ridică multe semne de întrebare, deoarece începând cu aceeași zi de 1 noiembrie, termocentrala de la Cuciurgani nu mai oferă niciun kilowatt de energie electrică malului drept. Ținând cont de timpul cald de afară, aceste volume vor fi suficiente în luna noiembrie nu doar pentru asigurarea cu gaze a populațiilor, dar și a industriei din Transnistria, precum și a fermelor de Bitcoin a lui Ceaica Dodon. Primim informații că uzina metalurgică își continuă activitatea ca în perioada bună, iar în același timp, malul drept al Nistrului se confruntă cu o criză energetică. Este grav ceea ce se întâmplă în relațiile noastre cu Transnistria. Cu mâinile guvernării de la Chișinău se asigură confortul maxim regimului separatist. Și acest lucru nu se întâmplă de acum. Amintim că prin decizii ale Comisiei Situației Excepționale au fost emise autorizații de mediu uzinei metalurgice de la Râmnița și favorizându-i activitatea pe tot parcursul întregului an. Tot prin decizia CSE-ului s-a autorizat pentru regiunea din stânga Nistrului importul de pesticide neomologate. Și nu în ultimul rând, prin decizia CSE a fost permisă deschiderea de conturi în valută în băncile moldovenești pentru companiile și oligarhii din Transnistria. Guvernul de la Chișinău le-a îndeplinit toate mofturile de până acum, iar în schimb a primit o palmă și o sugrumare energetică coordonată cu cei din Federația Rusă. În luna noiembrie, Gazprom continuă șantajul și va oferi Moldovei gaz doar 170 de milioane metri cubi. Iar în loc să acționeze în interesul tuturor cetățenilor, guvernul se preocupă de asigurarea confortului regimului separatist în detrimentul cetățenilor de pe malul drept al Nistrului. Guvernul este obligat să iasă cu explicații și să realizeze urgent următoarele măsuri. În primul rând, inițierea discuțiilor urgente și obținerea de la Cuciurgani a minim 50% din energie electrică la prețul de maxim 60 de dolari pentru megawatt-oră, în schimbul gazului furnizat pe malul stâng. După realizarea acestui lucru, putem discuta despre împărțirea proporțională a volumelor rămase de gaz și identificarea cantităților necesare pentru acoperirea deficitului pentru ambele maluri ale Nistrului. În caz că regimul separatist continuă șantajul energetic și refuză livrarea energiei electrice pe malul drept, atunci volumele de gaze naturale pentru malul stâng trebuie reduse până la 1 milion metri cubi pe zi, volum suficient pentru a asigura încălzirea cetățenilor de pe malul stâng. În același timp, dacă regimul separatist nu renunță la șantajul energetic, guvernul trebuie să nu mai admită facilități de care au beneficiat ei până acum și să inițieze următoarele acțiuni. Impozitarea cu TVA și accize a tuturor mărfurilor care sunt importate în Transnistria. Suspendarea acordului de liber schimb Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru exportul mărfurilor din Transnistria în țările UE. Anularea deciziei Comisiei Situației Excepționale prin care se permite deschiderea conturilor în valută în băncile moldovenești pentru companiile și oligarhii din Transnistria. Vreau să fie clar, platforma DA este preocupată ca toți cetățenii acestei țări, și de pe malul drept, și de pe malul stâng, să treacă cu bine de această iarnă. Anume, din această cauză considerăm că e nevoie de asigurat malul stâng cu volumul necesar de gaze pentru încălzirea cetățenilor. Însă, în stânga Nistrului locuiesc sub 15% din populație, iar guvernarea a decis să aloce 40% din totalul volumelor. Este inacceptabil când guvernul
se preocupă de menținerea schemelor din regiunea transnistreană, aprofundând în acest fel criza energetică pe malul drept al Nistrului. Cedările economice, absolut neargumentate față de regimul separatist, au contribuit la creșterea vertiginoasă a tarifelor la energie electrică pentru malul drept și au pus în pericol securitatea energetică a țării. Prin urmare, crește riscul destabilizării situației din partea grupărilor politico-criminale, care acționează tot mai concertat în ultimul timp. Platforma DA categoric nu dorește asemenea scenariu și cheamă guvernul la acțiuni responsabile, prompte și ferme. Inclusiv, pledăm pentru apelul urgent către partenerii externi în vederea obținerii sprijinului financiar direct, care ne-ar permite atenuarea consecințelor acestui război hibrid din partea Federației Ruse și a șantajului energetic din partea marionetelor de la Tiraspol. Sperăm să fim auziți și guvernul să acționeze în regim de urgență după propunerile platformei DA. Dacă sunt întrebări, cu mare drag vă răspundem. Dacă nu, atunci așteptăm reacții din partea guvernului și acțiuni ferme. Vă mulțumim!